Și bun venit la acest episod, dacă Digi este o companie offshore sau nu. După mine este o companie offshore, este înregistrată în Olanda, dar cu activitate în centrul și vestul Europei, să zic așa, în estul și vestul Europei. Și veți vedea de ce zic aceste lucruri. Dar să ne aducem aminte de cine este Digi. Într-adevăr, este un brand fondat în 2004, acesta. Și vedem că în 2016 firma se numea Cable Communication Systems BV și s-a transformat în începutul lui 2017, chiar aniversează acum 3 ani de zile de când este listată pe bursa de valori din București. Veți afla mai târziu. Cable Communication System era firma unde MCS Management avea 58 are 58% din acțiuni și după listare și deține are de fapt 58% Zoltan Teszary din acest RCS RDS Management și care deține din actualul Digi Communication aproximativ 60%. Grupul a fost unul, să zic așa, care era suprapus. După cum vedeți, principalele divizii erau RDS RCS, cum s-a lansat în România, Digi Ungaria, Digi Spania și Digi Italia. Dar în acești ani, până când se listeze la bursă această companie, a fost prezentă și în Croația și Cehia, afaceri care l-a vândut cu 10-15 milioane de euro cumulat în 2016, înainte de listare la bursa de valori, și într-adevăr a fost ultima listare a unei societăți care nu e deținută de stat, e o societate privată, care a atras aproape 200 de milioane sau peste 200 de milioane de euro în vânzare de acțiuni în 2017, când s-a listat la bursa de valori. Bineînțeles, știți cu toții că Zoltan Teszary este cel care a pus bazele RDS, RCS și mai târziu în 2004-2005 a Digi Communication, ceea ce urma să devină Digi Communication. Și vedem că domnul Teszary a început în Oradea să vândă înghețată, ulterior s-a extins cu magazin de electronice în Brașov și în 98 a pus bazele ce urma să devină partea aproape 60% din business RDS RCS. RDS a fost înființat în 90 RCS, de fapt, Romanian Cable Systems, în 98. În 2002 a fost intrat cu RDS, 2001 sau 2002, cu RDS pe piața de telecomunicații. Bineînțeles, cele mai multe firme erau deținute de acest RCS, ca și cum ar fi un holding, ar fi fost un holding pe vremea respectivă. Și într-adevăr, din RDS RCS au ajuns să fie înglobate în 2007-2008 toate celelalte firme, adică Canal 7 din Maramureș sau TVS Holding din Brașov, care într-adevăr erau societăți care administrau servicii de televiziune prin cablu. Așa s-a început
experiența în telecomunicații domnul Tezai, care între timp a ajuns unul dintre liderii, după cum vedeți și aici, liderii în domeniul de telecomunicații și media. Și vedeți, a luat ființă în 2001 RDS, Romanian Data Systems, și era partea de internet, care s-a ocupat de afacerea de internet a grupului RDS, RCS, pe vremea respectivă RCS. Și în 2004 a luat brandul Digi, care l-a format în timp să ajungă prin diviziile sale Digi Fibernet, Digi Mobil și Digi Digi RCS RDS, l-a format într-un grup care valorează acum în jur de 800 de milioane de euro, dar veți vedea cifrele exacte. În 2004 este, într-adevăr aveam datele greșite, este înființată Digi Communication în Olanda, adică Cable Systems, precursorul Digi Communication, și în 2009 a început epopeea de dezvoltare a brandului și de media. Dar și vedem că cel puțin partea de telecomunicație este extinsă în cele trei state: România, Ungaria, Spania și Italia. Dar în Spania și Italia sunt preponderent pe telefonie mobilă operațiunile Digi. Într-adevăr, din și aici este o altă mâncare de pește, să zic așa. Din prospectul de listare a companiei la bursă, afli foarte multe ce a făcut înainte de acea listare compania, ce operațiune a avut, cine a fost acționar, cine a fost membru în administrație, în board și așa mai departe. Și într-adevăr vedem că și ce spuneam mai degrabă de scandalul, vedem că domnul Bulac, care l-a înlocuit pe domnul Bendei în 2015, mi se pare, sau 2014, a fost pătat, să zic așa, de anumite, să zic, contracte cu anumiți influență politici, să zic așa. Dar nu mai doresc să dezgrup morții, doresc să vă prezint de ce Digi se retrage din Ungaria. Așa subit, după ce în 2017, da, a cumpărat Evintel din Ungaria pentru 140 milioane de euro. Și vedem că la începutul anului a pierdut definitiv proiectul de a cumpăra o licență 5G în Ungaria. În Ungaria, care imediat sunt 20 de ani de prezență în acea țară. 18-20 de ani de prezență. Și într-adevăr vedem că după acea, să zic, acea veste șoc pentru companie, a urmat vestea că o companie apropiată a domnului Lawrence Mazenaș, cel mai bogat om din Ungaria, 4IG se numește compania, vrea să preia toată operațiunea Digi în Ungaria. În Ungaria, care este în acest moment a doua piață din grupul Digi. A doua piață, dar și așa nu sunt lăsat să se dezvolte.
alte știre, vedem că Digi Communication a avut o parte de insider trading, să zic așa, legal, văzându-și domnul Sergei Bulac, CEO acestei companii, vânzându-și un pachet de acțiuni care, bineînțeles, l-a primit ca și remunerație. Și, într-adevăr, vedem că în 2020 a fost plătit cu 1,6 milioane de euro domnul Bulac în administrarea acestui colos de telecomunicații. Și vedem și celelalte sume de la cei care fac parte din board-ul acestei companii. Și o opinie care a fost comentată de Cristian Hostuc de la Ziarul Financiar este că de ce nu i-a ajutat statul român pe Digi să obțină acea licență pentru a le permite continuarea operațiunilor în partea de Ungaria, în partea de telecomunicații. Dar să revenim la partea de cifre și vedem acum valorează 900 de milioane, din nou mă fac o rectificare, 675 de milioane și are venituri Digi Communication de 1,2 miliarde de euro. Singurii care îi depășesc sunt cei de la United, mă refer la afaceri independente, cei de la United United Global. Și vedem că tot business-ul, confirm aceste cifre, tot business-ul Digi Communication este, de fapt, în afară de RDSL CES, este de 295 de milioane de dolari de data aceasta de euro. Dar cea mai mare divizie este RDSL CES, din România, bineînțeles, care de cursul timpului a avut și afaceri cu website-uri, cu hosting-uri și cu energie, dar le-a lăsat, le-a vândut sau le-a lăsat pe planul 3 acele afaceri. Și vedem că am venit de 894 de milioane de dolari. Digi Ungaria este înregistrată fix în Budapesta, 173 de milioane de dolari. Digi Spania, care are 215 de milioane de dolari, și Digi Italia, care are mai mult de 25 de milioane de dolari. Și în tot acest timp, de când sunt pe piață, Digi Communication au ajuns la o rețea fixă egală cu cea a fost de Ion Telecom. Cum se poate? Ei bine, în anii 2004-2005, când Ion Telecomul se zbătea să supraviețuiască, ei împânzeau, cei de la RDSRCS, împânzeau orașele de cablu. Și într-adevăr, acesta firma Digi cumpără în continuare, chiar în sub formă sau alta, anumiți jucători sau închiriază acele, să zic, bande și acele linii și acele echipamente care să permită să aibă aproape 80% din piața fixă, cel puțin fixă, și nu se vor opri aici. Deci ați văzut că, într-adevăr, Digi Communication este înregistrată în Olanda, dar, bineînțeles, adresa de contact este în București, dar, sau pentru investitori, dar firma nu desfășoară nici un business în Olanda, ci în România, în Ungaria, în Spania și în Italia. Și aici este faptul că Digi Communication este un offshore.
Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și să comentați. Până data viitoare, salutări!